Salutare dragii mei, iată că a venit ziua mult așteptată atât de voi cât și de mine de a uh, lansa în sfârșit uh, site-ul meu analiza tehnică la zi.ro pe internet și odată cu el voi lansa și uh, două cursuri, dar vom discuta imediat despre ele. Despre mine, cine sunt eu, mă numesc Răducu Ursu și din anul 2007 am uh, tranzacționat pe bursa de valori București. Acolo am intrat uh, chiar cu o lună, două sau cam o lună de zile, mă aduc aminte, pe bursă cu o lună înainte de a începe marea criză din uh, America și uh, am intrat cu o sumă foarte mare de bani, este foarte mare și acum. Din nefericire, atunci piața a căzut foarte brusc. Deja aveam câștig cam 20% într-o săptămână și jumătate. Pe măsură ce piața a căzut, am început să pierd din acel profit, apoi am început să pierd din banii mei din cont. Am început să pierd din ce în ce mai mult. Mi-am sunat brokerul și l-am întrebat ce se întâmplă și mi-a spus răducul nu este nicio problemă, orice trend nu crește brusc ci mai are și corecții, dar nicio problemă, el își va reveni și apoi uh, îți vei recupera pierderea și uh, vei începe să câștigi bani. L-am ascultat de repet, eram la început, nu știam nimic de bursă, nu știam absolut nimic de analiză tehnică. Prețul, evident, după cum știți, a început să cadă foarte, foarte mult. Aveam câteva companii pe BVB. Am, într-un final, am marcat un o pierdere de vreo 70 și ceva la sută din acea sumă foarte foarte mare undeva între 70 și 80 la sută evident că m-am cumințit brokerul meu era prima dată când și el trecea printr-o astfel de criză nu știa că există mă rog până la el n-a mai fost o astfel de criză atât de puternică ce căderi mai erau de 10 15 20 nu erau crize ci mici mari corecții Așa că m-am lecuit de BVB temporar, am ieșit cu restul de bani din, din, de pe BVB și m-am dus pe Forex. Unde acolo trebuia să tranzacționez cu levier, deci riscul era mult mai mare de a pierde bani. Am început să învăț analiză tehnică începând din anul 2007, deci acum... 15 ani am început să tranzacționez și pe CFD-urile americane căci platforma MT4 care m-am logat atunci și m-am înscris atunci și sunt până în prezent tot la, la ea unde și acolo tot cu levier tranzacționam și am început să studiez dar din nefericire în acele vremuri nu prea erau materiale, nu găseai mai nimic, am început să caut pe forumuri, evident în afară, căci în România erau vreo două și e, nu am avut succes, am început să aplic ceea ce și alții erau ca și mine, dar poate puțin mai avansați, am început să pun în practică ce aflam de la ei, dar evident nici ei nu știau cu adevărat tehnică, ce ei bășbuiau Dar ușor, ușor am început să pun în mintea mea uh, un ordine să învăț elemente de analiză tehnică, să le aprofundez din ce în ce mai mult, până am început să studiez și să învăț foarte multe lucruri de-a lungul anilor. Uh, de vreun an și jumătate am intrat și pe platforma Binance, care tranzacționează cripto, în special am selectat futures, astfel încât pot câștiga bani și pe scăderea criptomonezilor, nu doar pe creștere. Și acest lucru îl învăț pe toți abonații mei de pe canalul de YouTube Analiza Tehnică Cripto. Da? După cum vedeți, am 4 canale de YouTube, Analiza Tehnică Cripto, Analiza Tehnică BVB, Analiza Tehnică SUA, și analiza tehnică Forex, unde aproape zilnic uh, prezint uh, uh, analizele specifice fiecărui canal în parte. Dacă intrați pe acest site analiza tehnică, la... deci dacă intrați pe acest site analiza tehnică la zi, chiar pe uh, secțiunea acasă, observați aceste patru fotografii și sub ele aveți patru linkuri. Unde dacă dați click pe ele, vă trimite direct pe pagina de uh, YouTube Analiza Tehnică Crypto. Da, dacă dăm click pe acest tab, da, analiza tehnică BVB ne trimite direct la el. Și avem aici videoclipuri care le postez uh, aproape din două în două zile. Da, și la fel pe, pardon, mergem înapoi pe site, pe site, așa, la fel pe, dacă dăm click aici ne trimite pe canalul american și aici pe Forex și uh, mă puteți urmări pe oricare din cele patru canale. Prima și prima dată am început cu canalul de analiză tehnică BVB Apoi am trecut pe, am început și al doilea canal, analiza tehnică cripto, în ordine cel american și forex. Și ceea ce am constatat eu, făcând aceste video sute și sute de videori pe cele patru canale, a fost că absolut nimeni, dar nimeni nu cunoștea analiză tehnică. Pe abonații de pe canalul de cripto au fost cumva mult mai deschiși la analiza tehnică și văzând de-a lungul videorilor rezultatele mele, care predicțiile erau în jur de sau peste 90% predicții corecte pe cripto, mi-au cerut să îi învăț analiză tehnică. Le-am zis că analiza tehnică nu se învață de pe azi pe mâine, orice curs ai urma, orice la oricine ai merge nu ai cum să înveți într-o zi lumea sau mă rog oamenii de pe acest canal uh, au început fie pe uh, chiar pe în comentariile fiecărui video sau pe e mail privat să uh, cum să spun să-și verse off-ul și verse oful și să spună că de exemplu un uh, bărbat a spus că soția lui a fost dat afară și are nevoie de bani și să l ajut să câștige bani pe cripto. Altă persoană a spus că șeful iată, iată, 1100 de ron din salariu. O doamnă mi-a scris recent zilele trecute că dacă nu reușește să câștige bani din... Um, nu parc era pe americ pe BVB sau pe America, nu știu care, unul din canale trebuie, este obligată să plece în afara țării să câștige bani să muncească să câștige și atunci mi-a venit ideea văzând că atâtea atâtea oameni au probleme financiare mai ales cu acest război în această perioadă destul de tulbure pe care noi trecem acum cu acest război Rusia Ucraina cu conflictul care mocnește, da, în Taiwan cu China și uh, Rusia, pardon, și America creșterea facturilor la gaze, la curent, creșterea dolarului, creșterea combustibilului, creșterea prețurilor la alimente, etc., 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 lumea a început să, cumva, am observat că cumva intră în depresie și au mare nevoie de bani. Eu degeaba le arătam tehnic, da, cum să intre în piață și ce să facă, unde se duce prețul, când să intre și când să iasă. Și atunci mi-a venit ideea să prezint să, să dau o anumită metodă care o aveți exact aici în, la secțiunea cursuri strategia pe care eu o folosesc de mulți ani de zile strategie care am tot uh, grafinat-o, am testat 10 poate chiar 100 și ceva de strategii de-a lungul anilor, repet, mă luam de pe forumuri, că nu știam de unde să învăț analiză tehnică și pierdeam mulți bani, dar în timp am început să lucrez la o strategie care tot am, ca asemenea unei cepe, tot de deai un rând de coajă, încă un rând, un până am ajuns la nucleul, la miezul cepei, da? la fel și aici, în strategia mea, am ajuns la un moment în care cu toată cunoașterea care o am acum de analiză tehnică, nu mai am ce să mai rafinez, să mai lucrez la ea. Și, evident, am făcut un video cumva ad hoc pe loc și le am dat ideea mea. Mulți dintre cei care au luat această strategie au început să obțină rezultate. Și vreau să vă arăt doar câteva dintre recenzele care ei mi-au trimis după ce au luat strategia. Da, aștept părerea plus cursuri. Da, vă prezint câteva. O persoană spune că aștept părerea plus cursurile. Mulțumim de informații, încă o dată. Respect multă sănătate. Strategia merge de minune. Da, o altă persoană. Mi-a spus salut Răducu, ieri am folosit pentru prima oară strategia ta, pozițiile sunt încă deschise, dar stop loss e deja pe profit. Deja am învățat pe cripto că erau singure cele patru canale care m-au rugat efectiv să învăț analtenică și am învățat tot felul de subtilități, tot felul de trucuri. Da? Și mi-am mulțumit pentru tot ceea ce fac. Acest e-mail l-am primit acum 3 zile de la o persoană sau reducu strategia ta de tranzacționare, funcționează foarte bine, atașez o captură de ecran recent, aștept cu nerăbdare cursurile tale, mii de mulțumiri, iată că oamenii ușor, ușor uh, îi ajută această strategie să câștige bani, să-și rezolve diverse probleme. Altă persoană, da, aici am de pe canalul de YouTube, salutare, reduc, mulțumim de analize, strategia merge foarte bine, Mă rog, și-a furat de câteva ori că nu așteptam momentul potrivit. O altă persoană, fiind la mare, nu a avut răbdare să ajungă acasă și a început să tranzacționeze când avea și el timp. Și iată ce spune, trebuie să spun că după ce am câștigat ieri cu pe Ethereum 15 dolari, după ce am vizionat și înțeles strategia ta, era la laptop așa, am intrat aproape din, imediat înapoi pe Ethereum, pe 15 minute, conform strategiei și pe Ripple și pe Solana, parcă tot pe 15 minute și așa și toate cele trei i-a adus încă un profit de 15 dolari. Toate erau pe verde când le-am închis. Practic toate tranzacțiile mi-au adus un profit în nicio zi, aproximativ 19 ore, de 30 de dolari, ceea ce pentru mine personal este incredibil, incredibil, super tare, mai ales că aproximativ cu două săptămâni de când am intrat pe Binance am pierdut aproximativ 65 de dolari, și acum am recuperat înapoi 30 de dolari într-o singură zi. Este extraordinar cu drag și prietenie X. Altă persoană. Salut răducu, Am intrat long pe weekend pe Anacară, o criptomonedă și a câștigat 35 de dolari. Am intrat iar long pe Ripple și am ieșit acum cu un profit de 18 dolari. Mă pregătesc de sori pe Dash. Am văzut că atâta agătul dat de tine în valul 4. Nu prea îmi place să las păreri pe YouTube și prefer să ți scriu pe e-mail. O zi faină și mulțumesc de informații. Aici, o realizare 39 de dolari mi-a trimis cineva, altă persoană 188 câștigați cu strategia mea, altă persoană 176 de uh, dolari câștigați, o altă relatare, mulțumesc mult Răducu, am primit strategia ta, am pus în aplicare și îți că mi-a scos deja banii din două intrări. O să trimit niște screenshot -uri ca să nu crezi că vorbesc ca eu, aștept cu nerăbdare și celelalte cursuri și sper să avem o colaborare cât mai îndelungată, adică să ne fie alături cât mai mult timp. O seară minunată și spor la bani. O altă persoană care mi-a trimis chiar astăzi, sau mă rog, acum la mine este vineri 1 fără 20, da, 14 octombrie 2022, poate voi acest video veți vedea peste un an, doi, cine știe deci acest video l-am primit să spunem ieri bună Răducu am intrat ieri la indicațiile tale pe da și am făcut un profit frumușel, aștept cu nerăbdare să cumpăr următoarele cursuri de la tine și evident să deschid un canal da? în care să dau semnale Ad, îți doresc multă sănătate și mulțumesc pentru tot ceea ce faci Observați că am luat acest mesaj de pe uh, YouTube, dintr-un comentariu, să-l răduc cu mulțumesc pentru analiză și mulțumesc pentru strategie. Merge perfect, Încet, încep uh, ușor să-mi recuperez din pierderele cu intrări pe companiile americane. Iată că această persoană folosește această strategie pe canalul de uh, YouTube Analiza Tehnică SUA, unde și acolo sunt din ce în ce mai bucuresc că oamenii chiar încep să câștige bani, mi-au trimis și mici rezultate cu profit după analizele care le fac pe acel canal. Ușor, ușor, oamenii se deschid și acolo din punct de vedere tehnic. O să discutăm puțin despre BVB și SOA, unde cam toată lumea folosește analiză fundamentale și sunt mai puțin, sunt reticenți la analiză tehnică. Discutăm imediat. Altă persoană, salut Răducu, strategia ta de tranzacționare funcționează foarte bine. Am început să câștig bani constant, dar nu mulți, dar suficient ca să achit cheltuielile uzuale. De exemplu, eu plătesc abonamentul la telefonia mobilă. Am acoperit deja costurile cu strategia ta. Iată ce frumos, dragii mei. Oamenii s-au scos deja banii care i-au investit și toată viața lor, dacă o vor folosi, vor câștiga bani, vor fi pe profit în permanență pentru că au scos banii pe investiții și își vor folosi banii la ce au mare nevoie și acum strâng, strâng bani pentru cursurile tale, toate cele bune și spor la bani. Ia să vedem, o persoană a câștigat 163 de dolari, 164 de dolari și iată ce frumos spune aici, Mulțumesc, Răducu, pentru strategia ta minunată. Aceștia sunt banii pe care i-am făcut ieri din două intrări scurte. Aștept cu nerăbdare celelalte cursuri. Recomand fără nicio îndoială această strategie să ai o zi minunată. Vedeți ce frumos înscriu oamenii pentru că faptul că le-am ajutat la problema pe care ei au avut-o, eu l-am oferit o soluție. Ia uitați, dragii mei, un câștig și mai mare a unei persoane care înscrie. Mulțumesc din suflet, Răducu, din nou să-ți dea Dumnezeu sănătate ție și familiei și întreaga familiei, familia și întreaga familie. Nu știu cine ar mai face așa ceva, sincer. Un weekend minunat să ai. Da, vedeți că atât de mult îmi crește sufletul când oamenii uh, vă dați seama că a scos și banii pe strategie și cu banii respectiv poți să plătești șapte facturi și etc ce probleme au oameni și acum am un, 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 un mesaj, cred că ultimul care m-a uns la suflet, am rătat short de ieri, dar am prins lungul cu strategia ta și am vrut să-ți arăt profitul meu și să-ți mulțumesc. Te rog să continui cu canalul, canalul de YouTube care l-am, probabil era pe cripto, da, Bitcoin. Pe, așa, te rog să continui cu canalul pentru că ne ajut pe mulți dintre noi, chiar am nevoie de bani în viitorul apropiat pentru chirie și acest profit a venit fix când trebuia. Mulțumesc și la cât mai mulți bani. Și cam atât din punct de vedere al recenziilor. N-ar avea rost să mai pun câteva, am vrut, dar cele mai frumoase, mai importante. Iată că această strategie, da? Deci eu în acest moment am doar două cursuri această strategie și acest curs de candlestick pattern cumva la vânzare, sunt în lucru cu aceste două și vă spun imediat și de ce nu le-am folosit, nu le-am pus până acum. Această strategie, da, imaginați-vă că practic voi nu cumpărați un, un curs sau o strategie, ci voi cumpărați o soluție la problema voastră care este evident că toată lumea își dorește să aibă un venit suplimentar și cine vrea dintre voi să învețe analiză tehnică să devină un trader independent să deveniți un business uh, trader și să trăiești doar din tranzacții fie crypto Forex BVB sau acțiunile americane sau toate odată așa cum fac eu și observați că soluția mea a avut efect foarte foarte mare și sper să aibă în continuare efect la cei care o vor cumpăra și cel mai important să o folosească. Această strategie este ca și cum, de exemplu, aș merge într-un concediu și ne întâlnim undeva sau te văd într-o parcare că te doare foarte, foarte tare măseaua, că ai o carie și acea care a ajuns la nerv te doare cumplit. Este cumva, să spunem, duminică seara și nu o sau, mă rog să spunem că eu sunt stomatolog și nu am un cabinet deschis și mă întâlnești pe mine și îmi cereți ajutorul, dar ne având cabinet și nu sunt doctor, vă ajut cu un nurofen. Nurofenul acela care eu vi-l dau vă ajută să vă treacă durerea până mâine când prima, prima ocazie, la prima oră, mergeți la un cabinet, mergeți la un doctor care acel doctor Vă curăță acea carie, vă plombează ce mai face el, astfel încât voi să nu mai aveți probleme deloc cu uh, măseaua. Analogic vorbind, acest, uh, această strategie este exact norofenul de care ai nevoie, da? acea soluție care să câștige niște bani pentru că ai nevoie mâine-poimâine să-ți plătești chirea, să uh, cine știe ce probleme au fiecare dar această strategie nu te învață analiza tehnică cu toate elementele ei. Ca să cunoști analiza tehnică trebuie să începi de la zero cu acest curs și cu următoarele. În acest curs vă învăț doar un element de bază și după ce îl asimilați foarte bine puteți să treceți la următorul curs. Acest curs voi prezenta să spunem, nu știu, 4, 6, 5, 6 elemente care le prezint separat de analiză tehnică, ele poate fi folosite atât de sine stătător cât și combinat și o să vă arăt cum anume le fac într-un mod unic care pun pariu cu voi că nu le veți găsi nicăieri pe tot internetul acesta, nici în chineză, nici în americană, nici în limba extraterestră. Dacă ei fac așa ceva, o astfel de prezentare minunată, aș spune eu, dar nu vreau să mă lau, de bea aștept să-l scot și puteam să scot aceste cursuri, dar nu le-am scos dintr-un simplu mare motiv, pentru că, după cum vedeți undeva aici, despre mine, am scris și am vorbit foarte serios că viziunea mea este ca cât mai mulți traderi din România să învețe analiză tehnică și să ajungă independent financiar cu ajutorul și experiența mea. Dacă vroiam să câștig mulți bani, făceam, așteptam finalizarea site-urilor, ăsta, a cursurilor, mai puneam, mai am în gând să fac cel puțin vreo 4 cursuri, vă iau de la zero, ca și cum sunteți la clasa 1 sau la grădiniță, vă iau de mânuță, vă pun în băncuță, da, și vă dau un pic și voi desenați acolo cerculețe bastonașe până la nivel de master în facultate și acela va culmina cu un curs de Elliot. Dar până ajunge acolo, nu vreau să șuntați nimic din ceea ce este bază. Acest curs, de exemplu, de Candice patern Pattern este cel mai important sau cel mai de bază element din toată analiza tehnică se începe cu el pentru că dacă deschizi un grafic prima și prima dată vezi aceste culori roșii și verzi sau ce culori vreți să selectați imaginați-vă analogic vorbind acest curs sau acest element este asemenea unei fundații a unui bloc cu să spunem 20 de etaje deci nu poți să locuiești la etajul 20, dacă nu, acel bloc nu are o fundație puternică, solidă, sau imaginați-vă, tot așa, la modul metaforic, dacă vreți, îți este foame, vrei să faci o salată în care pui mai multe ingrediente, dar practic nu ai un castron, nu ai un bol, nu ai un lighean sau orice altceva în care să pui toate acele ingrediente. Da? Deci, fără acest... Aceste noțiuni, fără acest element și foarte bine stăpânit și învățat și mai ales pus în practică, nu prea aveți ce căuta pe Forex. Pe Forex, pe Crypto, pe BVB și pe piața americană și pe orice alt grafic. Și din punctul meu de vedere susțin cu tărie că, în general, dacă nu cunoști analiză tehnică, nu aveți ce căuta pe piață indiferent că e piața crypto forex bvb sau america sau orice grafic commodities mărfuri ce vreți voi nu aveți ce căuta pentru că vă pierdeți bani și repet această idee mi-a venit în urma acestor urma de video în care eu vorbeam singur și fiecare mă, și oamenii mă întrebau una alta și mi-am dat seama că nimeni nu cunoaște dar toată lumea vrea să învețe și le-am oferit această micuță cârjă, da? această strategie, dar această strategie merge foarte, foarte, foarte bine mână în mână cu acest curs, deoarece în acest curs prezint câteva paternuri de candeslic. Cursul are cam 2 ore 45 de minute și am peste 140 de slide -uri foarte eh, explic, fiecare slide este explicat în parte, da, și de aceasta mi-a luat și mult ca și înregistrare și la fiecare slide am prezentat un pattern, am arătat cum să intri în piață, da, unde să pui stop loss cum să identifici în piață într-un mod foarte, foarte original, care, repet, eu n-am văzut la nimeni așa ceva, dar, na, am fost și inspirat să fac ceva original, astfel încât foarte ușor voi să înțelegeți în ce constă acest curs, cum să puneți în practică toate informațiile, vi le-am dat la modul cel mai practic, sunt un tip de felul meu foarte, foarte practic, pragmatic, nu, lălăi sunt din prima, din primele minute, deja am și intrat în pâine, pentru că vreau să-mi împlinesc în ghilimele misiunea mea de a învăța cât mai mulți traderi, și nu să bat câmpii, să pierd, să, nu știu, să vorbesc ca ora să treacă timpul și voi să mă plătiți pe vorbe. Sunt destui pe internet care fac acest lucru. Eu vreau să mă diferențiez pur și simplu de ei prin pragmatism. Deci, m-am gândit momentul că mi-a seama că există foarte multă cerere pe piață de astfel de cursuri oamenii mei, care mă urmăresc și mă îndrăgesc de pe canale, mi-au cerut cu insistență să învăț analiză tehnică, m-am gândit cum să iau de la zero până la uh, lucrurile foarte, foarte avansate și uh, din acest motiv m-am oprit deocamdată doar la aceste cursuri pentru că cumva era riscul ca voi să săriți anumite etape și să nu înțelegeți mai uh, nimic. Hai, vino! Am să vă rog să. Ca să recomand. Nu m-a dat nimic. Am să vă rog să. Îmi scrieți aici pe e-mail de acum încolo. Acesta este adresa oficială de e-mail la care voi să îmi scrieți până acum colegii de pe cripto am dat -o un e-mail vechi care nu-l mai folosesc de mult, dar aici de acum încolo de astăzi vreau să-mi scrieți aici orice neclaritate legat de fie de strategie, fie de acest pattern, puteți să îmi scrieți și întotdeauna am răspuns tuturor celor care m-au solicitat și voi răspunde tuturor celor care de acum încolo mă va solicita referitor la cursurile care eu le voi prezenta, astfel încât fiecare să înțeleagă perfect, deși mă îndoiesc că există cineva dintre voi să nu înțeleagă uh, modul uh, cum eu am prezentat fiecare curs, fiecare strategie, dar dacă cineva există cu o neamurire, fără îndoială îl invit să îmi scrie pe uh, e-mail. Deci, repet, era riscul ca voi să uh, săriți anumite etape, să înțelegeți nimic. Este ca și cum suntem în clasa 1 și vine un profesor care a greșit clasa și direct se repede la tablă să vă predea, de, nu știu, geometrie sau determinanți de liceu sau cine știe ce problemă cu materiale uh, complexe care nu vă cea să înțelegeți nimic. Cursurile mele le-am gândit în astfel încât... Fiecare să se lege unul de celălalt. Prima dată vă sfătuiesc să începeți cu această strategie pentru a câștiga bani, apoi sau simultan ar fi minunat pentru că acest curs se leagă foarte bine cu această strategie și o să vedeți că există, de exemplu, paternuri care le găsim la mijlocul trendului și ne arată că trendul va continua și în momentul când acest pattern vă arată că trenul va continua, da, și vă arăt și acel pattern sau acele paternuri, efectiv veți folosi strategia de a intra foarte, foarte bine în piață, care vă ajută foarte mult să minimalizați pierderea și să maximizați profitul. Deci, în acest curs cu curs, Pattern, voi prezenta, repet, peste 140 de slide-uri cu diverse uh, pattern cum să le folosiți. Această strategie efectiv vă arată cum să intrați cel mai bine în piață. Vă trebuie să respectați cu sfințenie un 5 reguli mari și, mari și late, dar cu sfințenie toate odată. O să vedeți ca un exemplu mie-mi-a să vă explic cap-coadă cam 30-20 ceva de minute. Dar voi după ce îmi ascultați sfatul care îl dau la finalul cursului o să vedeți dacă până în practică veți vedea instantaneu în 5 secunde dacă o, un grafic este sau nu, aveți sau nu oportunitatea de a intra în piață. Și în afară de strategie vă ofer și trucuri în care voi să minimalizați, repet, pierderea, lucru care, nu știu dacă îl vedeți pe undeva sau foarte, foarte rar, veți găsi dincolo de strategie și cum anume să tranzacționați. Vorbim despre stop loss, care este obligatoriu, vorbim cum să mutăm stop loss -ul. Și multe chestii ce risc-reward să folosiți foarte, foarte multe care cumva nu făceau parte din strategie, ci din analiză tehnică. Dar în această strategie le-am băgat pe toate astfel încât uh, unde să intrați, unde să ieșiți mai nou, unde să ieșiți în piață și multe, multe chestii foarte tehnice și cumva greu sau aproape deloc găsit pe internet. Dar după cum ați văzut elevii mei sau abonații de pe Crypto au pus în practică și mă mândresc că acum vreo două zile, cred, i am spus, le -am spus să-mi spună dacă au intrat în piață pe analiza mea și mulți au început să spună că da și mi-au spus și ce au făcut și respectând ceea ce uh, au învățat ce drept cu greu, dar au început să pună în practică și cam toți care au, mi-au scris și au intrat în piață erau pe profit. Lucrurile acestea le-am băgat în această strategie. Deci, recomand aceste două uh, cursuri să le luați, da? Și după ce le veți stăpâni foarte bine, voi, uh, voi scoate probabil peste vreo două, trei săptămâni acest curs care va avea foarte multe elemente, foarte multe noțiuni, care vă asigur și nu vă mint, vă vor lăsa gură cască, vă voi da pe spate cu un mod de prezentare unic, original, care nu-l vedeți nicăieri și va fi un curs cu o strategie anume, dar și această, acest curs vă arată direcția unui mă rog, unei criptomonezi, unei perechi valutare, unei acțiuni fie BVB sau americană, dar strategia cumva aveți nevoie de ea pentru a intra foarte, foarte bine în piață. Deci aceasta este un curs de analiză, aceasta este o strategie și sunt două lucruri diferite, dar în același timp se îmbină armonioși de la curs la curs. Acest curs se leagă foarte bine cu strategia. Acest curs se leagă foarte bine și o să prezint foarte multe. În acest curs, cumva, în ghilimele, este obligatoriu să-l cumpărați după ce ați cumpărat acest curs, pentru că foarte multe sau aproape toate elementele de aici le voi îmbina cu noile elemente pe care le voi prezenta. Și dacă aici am prezentat un element, repet, aici am cel puțin 5, 6, 7 elemente. Da? și cumva aveți vreo 7-8 elemente care le îmbin pas cu pas. Prima dată încep cu un element, îl prezint, pe aceea prezint un al element, le combin pe amândouă și dau o mini-strategie, mai prezint un al treilea element, le combin prim, al treilea element cu al doilea, cu primul și tot așa al patrulea cu 3, cu 2, cu 1, al cincilea cu 4, cu 3, cu 2, cu 1 și evident toate cu candeslicurile, de deci acesta este de bază, m-am spus nu poți să uși la etajul 1, 2, 3, 7, 20 dacă nu ai o fundație, iar această fundație este efectiv acest pattern de candlestick. Deci este baza bazelor. Deci, dragii mei, sunt două chestii mașelate. Dacă aveți nevoie de, de bani de pe azi pe mâine, folosiți acest curs și numai atât, această strategie. Dar pentru cei care cu adevărat vor să devină trader, să câștige bani, să-și rafineze intrările Folosind strategia, aveți nevoie gradat să cumpărați aceste cursuri, și încă următoarele care le-am în minte. Din acest motiv nu m-am lăcomit la bani să vă prezint. Acest curs va costa mult mai mult, dar informațiile, repet, o să vă dea pe spate și nu am vrut să vă zăpăcesc, să fac o varză în mintea voastră. Poate cineva dintre voi ă, avea banii necesari să-i cumpere pe toate, dar nu avea și răbdarea să o ia de la zero, folosind strategia să stea o săptămână, două săptămâni cu ea, să câștige bani, apoi să cumpere acest curs de Candice League, să aprofundeze, să le învețe toate ele, tot ce am predat în acest curs și apoi să pună în practică și să îmbine apoi cu strategia și toate acestea iau timp, da? Și după aceea să cumpere, după ce au deprins și a devenit prosper deja, cu aceste două informații deja poți să câștigi bani lejer pe orice piață, de-abia cu aceea dacă vrei o altă informație și mai valoroasă, cumpărați acest curs care va, repet, va conține mult mai multe lucruri și care se combină cu toate și tot așa. Deci puteam să le prezint pe toate, dar nu am vrut tocmai din motivul ca voi să aveți timp să aprofundați elementele din fiecare curs. Deci, tot ceea ce voi preda în aceste cursuri se poate aplica pe orice piață, fie cripto, fie forex, fie bursa de valori bucurești, fie bursa americană, asiatică, chineză, ce, franceză, ce vreți voi, în funcție de platforma care o aveți, pe commodities, mărfuri, ce vrea sufletelul vostru, pe aur, pe argint, pe ce vreți voi și evident pe orice time frame de la graficul de un minut până la cel de monthly care este cel mai, uh, mai bun. Se poate folosi atât pe trendurile ascendente, în special pe CryptoForex și pe CFD-urile americane, cât și pe uh, trend descendent, da? unde se poate tranzacționa fie pe CryptoForex și pe, și pe uh, SUA, dar fie prin opțiuni, fie prin CFD-uri și începând cu anul viitor să sperăm că cei de la Bursa de Valori București, conducerea, au promis că vor introduce opțiunile pe BVB, astfel încât și BVB-ul să poată câștiga bani, cei care tranzacționează pe BVB să câștige bani când prețul scade, așa cum din ianuarie tot au scăzut foarte, foarte mult. Deci cele trei piețe la Crypto, Forex și CFD-urile americane pot tranzacționa și long și short pe orice time frame și poate abonați-mi de pe canalul meu de YouTube Analiza Tehnică BVB ori să îmi spună dragul meu, dar nu știu ce mă ajută pe mine această strategie a ta că pe BVB poți câștiga bani doar când trendul crește. Și eu atunci -am, am anticipat, poate da, poate nu am anticipat întrebarea voastră și iată că vă dau vreo 5 motive să cumpărați strategia. Și una ar fi că această strategie, dacă vrei să intri în piață, să spunem în cazul nostru actual, când, mă rog, pe, când, pe, pe, când pe BVB se câștigă doar când trendul este ascendent, te ajută să știi când să intri în piață după ce ai analizat uh, compania din punct de vedere fundamental. Da, După cum știți, pe BVB și pe SOA orice, comp, orice uh, companie trebuie analizată întâi fundamental, vedeți indicatori, vedeți profit, pierderi, ce fac oameni, ce fac uh, uh, acea companie cu profitul, dacă au investit și ce dividende dau, dacă dividendele cresc, calculați anumiți indicatori, etc, 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 da, fundamental, după ce v-ați oprit la 1, 2, 5, 7 pe care ați pus ochii și vă dă bine la calcul, intrați în piață. E, aici este problema că această strategie Mulți intră la ureche în piață și nu intră când trebuie. Și o să insistăm puțin pe acest subiect. O, un alt motiv care vă recomand să cumpărați strategia, vorbim doar de strategie, cursurile sunt în ghilimele obligatorii pentru cei care vor să învețe analiză tehnică, să câștige bani tranzacționând. Vorbim doar de strategie. Strategia te ajută să intri cât mai precis în piață și cu mare profit. Când tu faci DCA adică strategia Dollar Cost Averaging adică media costului dolarului care practic este o strategie în loc să intri să spunem că ai o sumă de bani mai măricică și vrei să intri pe BVB să cumpere o acțiune și cumperi cu toți banii odată, această strategie practic te învață că această banii care ai să i-imparți în sume mai mici și să intri în piață să cumperi acțiuni, să investești separat la intervale cumva regulate, prestabilite până la epuizarea întregii sume. Mulți dintre voi uh, am uh, cumpără exact în acea zi din lună când este ziua lor de naștere. de exemplu, dacă eu m-am născut, să spunem, pe 15, într-o zi, într-o, mă rog, din lună, uh, unii se folosesc de această zi ca să cumpere acțiuni, evident, dacă duminică cumperi pe 16, alte persoane când iau salarul instantaneu 10, 15, 20%, cât își permit din acel salar, cumpără în fiecare lună, da, și, uh, cam asta însemna DCA, dar aici să spunem că ar fi o problemă, adică să spunem că, ia să luăm un exemplu clar, eu l-am pregătit frumos aici pe BRD, vorbim doar de uh, Bursa de Valori București graficul, da, suntem pe graficul daily să spunem că suntem într-un trend descendent pe BRD și undeva în luna Martie prețul era în jur de 19, ia să vedem 17-19 ron pe acțiune și dacă foloseai strategia, vedeai că trendul descendent tocmai a început și practic era logic ca văzând că te afli în trend descendent conform strategiei nu avea rost să cumperi chiar de sus, ci practic să cumperi mult mai jos. Da, eu de exemplu am ieșit undeva, stați să vă vedem, cred că aici a fost acel, da, ex-dividend, undeva pe aici am ieșit pentru că mie analiza tehnică îmi spunea că prețul va coborâ foarte mult și chiar am făcut un video pe canalul meu de YouTube analiza tehnică BBVB, unde am dat ca target undeva în luna martie sau aprilie că BRD va cădea undeva în jur de 8-9 roni, deja prețul a atins un minim de, mă rog, 11 roni, de la 17 evident că nimeni nu m-a crezut, asta este puterea analizei tehnice și continui să cred că prețul va mai coborâ pe BRD. Problema este că folosind dacă știam că prețul va coborâ, ce rost avea să cumpăr eu la 17 ron sau la 16 ron? când eu știu că prețul va ajunge undeva la 10, la 11 ron, prefer să cumpăr la 10 roni și câștig astfel să spunem un randament de 37%, poate, mă rog, 34-36, nu contează, astfel încât puteam să încep să fac DCA-ul de aici, pentru că analiza tehnică mi arată că prețul va cădea, ce s-a și întâmplat, dacă prețul urcă, eu bag în buzunar acei 35%, dacă prețul covară de acea parte de bani, mai cumpăr când prețul începe să urce și eu știu că trendul se finalizează. Iată cum analiza tehnică te ajută să faci DCA mult, mult, mult mai eficient, pentru că nu vă ascund că am primesc multe e mail de la persoane care uh, au practicat această strategie prin ianuarie, februarie, martie, aprilie, au rămas fără bani și prețul continuă să coboare fie pe stocurile americane, fie pe companiile noastre BVB și mă roagă cu toată sufletelul lor să îi ajut să-și recupereze sau ce să facă ca ei să câștige bani sau să-și recupereze măcar o parte din, din pierderi. Da, este trist, regretabil, dar analiza tehnică clar arăta acest lucru și, dragii mei, hai să vă dau un alt exemplu foarte clar și vă puteți convinge instantaneu, cu prima ocazie, când veți cumpăra uh, cursul de Candid iată Ia uitați, dragii mei, undeva în luna... August, observați că prețul, puteți să intrați pe site-ul meu, am dat clar această uh, trendul descendent se va finaliza aici, apoi am artat cu strictețe că prețul va urca și de aici va coboră. Cine este sceptic, foarte bine, poate să meargă pe canal să mi verifice videourile mele anterioare. Ce observăm aici? Prețul a început să crească, crește, cresc, a crescut și aici, dragii mei, da, aceste 1, 2, 3 lumânări reprezintă un pattern de candeslic. Ce face un novice care nu știe analiză tehnică și știe fundamental și a văzut acolo în ziar că nu știu ce scrie, ce face BRD-ul și intră la cumpărare masiv, dar nu știe de acest pattern pe care eu l-am prezentat efectiv în acest curs cu exemple, v-am spus, a dat peste 100 uh, 40, 50, nu știu exact de slide-uri care l-am comentat fiecare în parte și aproape 3 ore este acest curs și acest pattern mie clar îmi arăta dincolo că am dat acest semnal pe YouTube că prețul va coborâ, dar să spunem că nu m-a urmărit sau nu este sceptic cu analiza mea, prețul a coborât datorită acestui pattern care îmi arată că trendul se va inversa. După cum vedeți, l-am și în acel moment am spus că prețul va coborâ, prețul a coborât și uitați cei care au cumpărat undeva prin această zonă deja sunt foarte, foarte pe minus și dacă prețul va continua să coboare, da, randamentul lor negativ a contului este sau și mai negativ, pierderea este și mai mare. Bine, nemarcată, nemarcată, ce drept dacă nu s-au speriat și au vândut pe pierdere, dar când te uiți acolo, minus 60% în portofel, minus, nu știu, 110.000, 20.000, 40.000 de ron, cine știe, 100.000 ron în pierdere pe minus, da? Cei care sunt mai veterani așa ca mine pe BVB știți foarte bine că, de exemplu, SIF-2 era 4,8 undeva în 2007 și a coborât până la 0,0 nu știu cât și de-abia acum e 1,3 după 15 ani de zile și dacă, Doamne ferește, anul viitor... Uh, deci, nici cam un sfert, zic, și-a recuperat în 15 ani, da? Și dacă anul viitor începe recesiunea, așa cum toată planeta spune, uh, din nou Evergentul, acum este Evergent, nu mai este SIF-2, va coborâ din nou sub 1, din nou la 0.8, 7 etc., dar nu vorbim despre asta acum. Deci, doar cu acest pattern, da, ne putem da seama că prețul. Uh, va coborâ și evident cu alte combina cu alte elemente, dar haideți să vă arăt ca să nu spuneți că sunt băiat prea dulce. Iată că deja avem aici un element care prețul mi în jos, mai putem folosi o linie de trend și multe alte chestii care aceste elemente vi le predau exact în acest curs combinate multe, multe între ele. Cel puțin 6, 7, 8, nu mai știu exact acum. Deci, făcând de ce aul, da, poți să să, să, banii să, să cumperi să rămâi fără bani, să-ți epuizezi rezerva de bani și cumva te uiți cu sufletul strâns cum prețul coboară și pierderea în contul tău este din ce în ce mai mare și știți cum sunt pe principiul că este foarte bine să, să știi când să intri în piață și iată că, de exemplu, voi când mergeți la când noi cu toții, da, mergem la o nuntă, prima și prima dată ce le urăm la mir, credeți, să fie într-un ceas bun, exact, da, să fie într-un ceas bun, casă de piatră, să fie într-un ceas bun, pentru că dacă nu te căsătorești când trebuie, pot să apare tot felul de mici uh, uh, probleme și atunci uh, na. Din bătrâni, noi știm că este bine să știi exact, să prins acel moment bun. Vreau să vă spun, o, legat de această strategie, vreau să vă spun un banc care l-am și spus chiar în strategie, este foarte, foarte corelat bancul cu acest, această strategie. O spun foarte, foarte rapid, Să într-un într mare port sosește un vapor, și capitanul le spune la marinari, dragii mei, aveți două zile să vă relaxați, să vă distrați, să vă simțiți bine, pentru că ați muncit mult și meritat acest lucru. Marinarii bucuroși au plecat totul -o în oraș, dar la peste două zile, la ora 12, să spunem, veniți că plecăm. Ok, a trecut cele două zile, la ora 12 fix, toată lumea era pe vapor, comandantul dă ordin de plecare în din port să pornească motoarele la acel vapor, motoarele nu porneau. Evident, capitanul și-a trimis inginerii, mecanicii și toți care se ocupau de partea mecanică a vaporului, nu au reușit niciunul să rezolve, să găsească defectul, Supărat, capitanul, se duce la, în mass media celui mare oraș, dă anunțuri, dă la TV, în ziare, în presă, în mass media, cine repară vaporul va primi o recompensă. Au început să sosească tot felul de ingineri, de mecanici, de toate celea, nimeni nu a reușit să să rezolve să pornească motorul. La un moment dat vine bulă cu un ciocan pe umăr și se duce la capitan. Domnul capitan, am venit să vă repar vaporul. Ăsta sceptic se uită la el, mecanic? Nu. Se uită la el, Sceptic, bine, bulă, dacă spui tu așa, dar evident că nu-l credea niciunul la sută, îți duce bulă undeva în acea hală sau cală, nu știu cum exact cum se spune la vapor, duce bulă într-un loc, ia ciocanul de pe umăr, zbang, lovește odată într-un loc și motorul pornește. Bucuros, nevoie mare, capitanul, bravo, bulă, nu mă, nu credeam că ești în stare, felicitări, spune-mi, te rog frumos, cât mă costă uh, faptul că vrea să oferă ofer o recompensă, cât mă costă că mi-ai pornit motorul. La care bulă spune, domnul capitan, vreau să-mi dați, sau comandant, mă rog, vreau să-mi dați 10.000 de dolari. La care lăsta ai sare căciola din cap, cum adică ești nebun pentru că ai lovit cu ciocanul, îmi cer tu mie 10.000 de dolari. La care bulă, așa cum îl știm noi, foarte pașnic și liniștit, domnul comandant, un, <coughs> pardon, un dolar, un dolar vă cer pentru că am lovit cu ciocanul, am luat ciocanul pe și, am lovit cu ciocanul, dar 9999 de dolari vă cer pentru că am știut unde anume să lovesc în toată acea sală de motoare know-how-ul meu. Această strategie este know-how-ul meu, vă arată exact cum să intrați în piață, unde să intrați în piață și vă ajută foarte mult să câștigați bani așa cum ați văzut la... Uh, și în recenziile care vi l-am dat. Un alt motiv pentru care cei de pe BVB poate să cumpere această strategie, repet că anul viitor vor fi introduse opțiunile și vom put veți putea câștiga bani pe scădere, veți ști exact când anume să intrați în piață da, pe trendurile descendente, evident mă aveți pe mine ca și ajutor, mentor, ce vreți voi, dacă nu înțelegeți cum să o folosiți, dar o înțeles, o puteți practica și veți câștiga bani. Un alt motiv ar fi, un al patrulea, da, ar fi, este foarte bună pentru investitorii de pe BVB. De ce? Păi, da, am spus că această strategie poți să o folosești începând de pe graficul de un minut până la mantlei, iar tu, dacă ești un investitor, da, clar că te uiți la graficele superioare, gen uh, chartul daily, chartul weekly sau chiar monthly și aplici strategia pentru a fi sigur că prinzi acel trend și intri când trebuie și astfel încât nu pierzi bani. Și o al cincilea care necesită o pu puțin mai mare experiență și anume te ajută să faci hedging pe acțiunile americane dacă ai cumpărat BVB acțiuni pe BVB și evident piața BVB scade, da? Și atunci cumperi făcând hedging pe acțiunile americane. Ideea este că acest, dacă observați voi, eu am pus aici ca și motoul site-ului, natura ne aseamănă, educația ne deosebește, a spus Confucius și eu cumva am adaptat-o la analiza tehnică ne deosebește pentru că dacă voi nu investiți în voi, dacă nu vă educați și nu învățați analiză tehnică, nu aveți cum să ajungeți nicăieri peste câteva luni de zile de um, tranzacționare ca la, uh, cum se cheamă alea, uh, alea la manete, când mergi la sălile de joc. Îmi scap acum cuvântul, mă rog, Evident că pierzi bani, aici nu este vorba de noroc, aici nu dăm cu zarul. Pierzi bani, ești frustrat și șansele de a renunța uh, sunt foarte mari. Gândiți-vă la uh, Einstein, la un citat pe care Einstein l-a spus și anume uh, doar un nebun, uh, sta să mă gândesc, doar un nebun uh, crede că uh, făcând același lucru de mai multe ori poate să obține rezultate diferite. Deci nu aveți cum să câștigați bani dacă voi nu cunoașteți analiză tehnică. Ceea ce trebuie să faceți este să, să vă cultivați, să vă educați și știți foarte bine că România se află printre ultimele țări din lume la educația tehnică și, pardon, la educația financiară din lume și nu stăm prea bine la acest capitol. Eu cu aceste cursuri vă învăț să pescuiți și să nu mai plătiți pe unul pe altul să vă dea semnale. Cunosc și nu vreau să fac reclamă nici măcar negativă, dar sunt persoane care contra cost vă abonați și dați bani acolo și dau semnale proaste. De exemplu, există un canal de YouTube pe Facebook foarte bine înrădăcinat în mass media și uh, contra unei sume de bani te, te uh, plătești un abonament și îți dau semnale și au venit oameni la mine. Mi-au scris foarte mult și vă pot dovedea acest lucru că au cumpărat acei acele persoane au cumpărat în inteligența lor undeva în luna februarie martie au început să cumpere uh, Facebook da? sau acum Meta și Nio și de atunci și până acum ele au scăzut în continuu și oamenii au venit cu randament de minus 80% în contul lor, deci o sumă destul de mare care uh, le aveau uh, cumpărate datorită acelor indivizi care în mintea lor uh, nu necunoscând analiză tehnică s-au luat fundamental și a spus domnule dacă prețul scade este bine să cumpărăm că cine știe când întoarce, din nefericire neanalizând Neștiind, am zis că prețul din martie pe Facebook a căzut și a continuat să cadă chiar acum vreo două săptămâni eram pe nu știu care grup și cineva se lamenta zdravă în care o pierdere foarte mare pe meta sau fostul Facebook și a spus dragul meu stare liniștit că o să mai coboare în continuare Facebook-ul, ceea ce a întâmplat de două săptămâni ați văzut că a căzut deci este bine să învățați, să investiți în voi, este bine ca în fotbal, tot ce studia tu dacă cu capul, fie în bară la început, fie dai gol, mai târziu după ce începi um, um, da, încep să, să înveți, să pui în practică, să analizezi și evident veți obține rezultate. Poate cumva unul dintre voi cunoașteți anumite elemente de analiză tehnică, dar Ceea ce știți voi în acest moment este ca și cum ai avea niște piese a unei mașini și încerci să asamblezi o mașină. Evident că neavând toate elementele necesare de a construi cap, coadă o mașină, nu are cum să îți iasă. Efectiv, nu ai cum. Aceste cumva 4 cursuri sau 3 plus 1 te ajută să începi de la zero să construiești o mașină cu care să cumperi cu care să, să cu, cu, cât să cumperi, cu cât să studiezi și vor apărea în continuare câteva cursuri, surpriză, le voi spune la momentul potrivit, inclusiv cursuri de pitfork, gun și cireașa de pe tort, Eliotul mult așteptat de foarte mulți dintre urmăritorii mei, făcut într-un mod cu totul și cu totul inedit și nu veți găsi acest gen de prezentare a unei metode de analiză destul de dificilă dar eu îl prezint într-un mod uh, original și foarte ușor de înțeles. Și evident că toate aceste, chiar cu aceste patru uh, elemente, patru cursuri, puteți să vă construiți o mașină gen Dacia da? sau o chestie mai minoră, dar efectiv te poți deplasa cu ea, dar folosind și alte elemente mai avansate, ca și cum îți construiești un, nu știu, Lamborghini, habar n -am contează că ți-ai construit o mașină. Și pe măsură ce cumperi cursuri din ce în ce mai avansate și cu alte elemente, niciodată nu mă repet să prezint același element, dar de combinat le combin, este ca și cum ai o mașină din ce în ce, o construiești din ce în ce mai bună și cumpărând un curs mai cumperi un accesoriu și din ce în ce mai multe accesorii te face să ai o mașină super puternică și frumoasă și de toate. Da? Și uh, am un prieten care și-a cumpărat uh, acum vreo o lună de zile și cu aceasta mă apropii de final și-a cumpărat uh, la reprezentanță un Audi Q8 și câți bani crezi că a dat pe ea? O, în jur de 120.000 de euro, dintre care cel puțin 40.000 de euro reprezintă doar accesoriile mașinii. Vă imaginați 40.000 de euro doar accesori. Cu banii ăștia 40.000 de euro îți cumperi 3 BMW-uri X3, 3 Q, Audi Q, nu știu, 3, 5, cu, da, cu 10, 12 ani vechime și te ținești pe tine vreo 10 ani și, na, da, asta înseamnă puterea accesorilor și nu mai spun de bani. Finalizez acest curs întrebându-vă poate mă întrebați pentru cine sunt aceste cursuri aceste cursuri sunt pentru cei care vor să aibă o altă sursă de venit să câștigați cât mai mulți bani puteți tranzacționa fie din confortul casei voastre, din fotoliul vostru fie din cabana de la munte sau, nu știu, plaja din Dubai Da, după ce căpătați experiență și puteți tranzacționa de oriunde aveți nevoie doar de un laptop, poți, evident, să cumperi ceea ce îți dorești fără să rămâi în pană de bani, pentru că ați văzut, colegii mei de pe crypto v-au arătat acest lucru, chiar și sume 480 de dolari, da, într-o jumătate de zi, o zi, astfel, dacă învățați analiză tehnică, nu mai aveți grija zilei de mâine, Vă puteți plăti datorile la bancă, împrumuturile ce mai aveți voi. da, Cei care uh, nu sunteți mulțumiți de servici, de job, așa cum acea doamnă m-a rugat să o ajut, că dacă nu ajut, nu are altă soluție și a trebuit să plece din țară. Această, aceste cursuri sunt foarte bune pentru cei care vor să obțină o independență financiară pentru cei care vor să aibă mai mult timp liber să, să călătorească, să stea cu familia, copiii. Deci, din punctul meu de vedere, merită să investiți în uh, eliberarea ta financiară, investind în primul și în primul rând în tine însuți. Nu poți să devii un doctor bun dacă nu faci o facultate, dacă nu-ți plătești un cămin sau știu eu, o garsonieră închiriată dacă nu-ți taxele anuale. Deci investind în tine poți lua acea diplomă fără de care nu poți să profesezi și evident să câștigi uh, bani. Cam aceasta ar fi în mare ceea ce am vrut să vă spun. Da? Sunt foarte, foarte fericit că am reușit să dau drumul la acest curs, am avut niște mici pedici, ba cu banca, sau au fiecare, am prins și perioada de concedii, deci aici, practic, aveți secțiunea acasă și niște testimoniale al celor care, uh, care au scris în comentariile pe canal de YouTube pe diverse uh, cele, din cele patru canale care le am. Iată ce spunea Claudiu, jos pălărea pe pentru cel mai tare profesor din România. Faci o treabă extraordinară, mulțumim pentru efortul depus. Cel mai bun analist, n-am văzut la nimeni în atâta exactitate. 90% din analize a ajuns să diverească mai devreme sau mai târziu. Felicitări la cât mai mult abonați. Toate acestea sunt reale. Le putem lua în special de pe canalele de Crypto și BVB. Deci sunt oameni reali care mi-au scris, nu am inventat nimic. Pot să demonstrez acest lucru. Da, Alice, iar ai făcut artă cu analiza tehnică. Felicitări și mulțumesc. Cel mai bun în ce faci, ești fantastic, mă rog, și mulțumește. Da? Ia să vedem ce mai avem. Aici uh, voi pune poze, în special, da, voi pune poze și ia să vedem, de exemplu, pe cele patru canale, nu voi face video, ci doar poze. Opa, nu se încarcă, cred că e noaptea. De obicei, seara, am foarte slab semnalul, deși am plătit destul de mulți bani pe abonamentul lunar. Da, poze cu uh, iată că am s-a deschis și prezint pe diverse companii. Uh, dacă vă uitați în urmă unele poze, dacă dați click pe ele, nu se deschid cel puțin. Nu până în prezent, nu dă Zoom, pentru că de abia acum cu jumătate de oră în acest video, m-am prins de o chestie și ultimul, cum să, să măresc zoomul și de-abia la ultimele două, cred, dacă dai click pe ele, va apărea imaginea integrală, da, dar nu am știut și am aflat într-un final, este cursuri, aici cu cele două cursuri care puteți să le cumpărați din acest moment și repet, puteam să le pun pe toate, dar n-am vrut să fac varză în mintea voastră și prefer să aștept o săptămână-două până voi introduce un curs, după ce îl asimilați pe acesta și mă contactați dacă nu sunt probleme și îmi trimiteți rezultatele voastre, da? Voi introduce al patrulea curs, după aceea al cincilea curs, după o perioadă de timp, să mă asigur eu că le-ați asimilat pe toate și îmi cereți următorul și îmi trimiteți rezultate și poze și scheme și scenarii cu fiecare strategie în parte tot așa până voi termina ce mi-am propus să fac. Aici despre mine v-am spus în mare, dar și ce misiune și viziune am eu. Și cel mai important lucru este că mă puteți scrie, mă puteți găsi zilnic pe cele patru canale și îmi puteți scrie pe acest e-mail. Dragii mei, iată că a trecut o oră de când uh, de când am început să vorbesc despre acest video, așa că mă opresc. Cel mai important lucru zic că l-am subliniat, dar cel mai important este să investiți în voi pentru educația voastră financiară. Vă aștept cu nerăbdare să vă abonați pe oricare din cele patru canale sau chiar pe toate, depinde ce afinități aveți, ce tranzacționați. Și, repet, cel mai important lucru, dacă cumva ați cumpărat vreun curs și nu ați înțeles ceva, deși mă îndoiesc, cu drag răspund obligatoriu, așa cum am făcut-o până acum, mi-am luat rolul de ghid, să zic așa, nu de mentor, nu de profesor, ci de, să spunem, un coleg de-al vostru puțin mai avansat în analiză tehnică și cu siguranță vă ghidez pas cu pas pe măsură ce asimilați informații din fiecare curs. Bun. Dragii mei, închei acest video cu speranța că mă veți urmări, vom colabora pe oricare din aceste patru canale. Vă doresc spor la practică și evident la bani. Toate cele foarte bune!